viață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să... Bună dimineața! Bună dimineața! Sărbătoare mare astăzi, sărbătoare creștină, așa că le spunem și noi tuturor celor care poartă numele Gheorghe, Georgiana și toate celelalte nume asociate, tuturor cetățenilor obișnuiți, le spunem la mulți ani, multă sănătate și tot ce își doresc. Politicienilor nu ne putem permite să le transmitem la mulți ani, putem să le spunem doar multă sănătate și nu chiar tot ce își doresc ei pentru ei, ci cam tot ce ar trebui să-și dorească pentru populație. Asta este, ca să spunem așa, deschiderea în emisiunea de astăzi. Vreau să vorbim un pic despre schimbare, progres și democrație în prea frumoasa noastră urbe. Ni s-a spus că vom avea o primărie cu altă atitudine, cu alte apucături, un consiliu local cu o altă viziune asupra dezvoltării orașului, că una peste alta vom fi mai, cum să spunem noi, mai progresiști și mai deschiși, mai transparenți, mai în dialog cu populația. Ei bine, lucrurile cam așa se pare că sunt. Avem un consiliu local nou, în mare măsură, care face lucruri exact cum se făceau pe timpul celuilalt consiliu local, a celorlalte consilii locale și, dacă vreți, putem și exemplifica. Dacă vreți să exemplificăm, va trebui să aveți un pic de răbdare, pentru că va trebui să umblăm la niște înregistrări din ședința de ieri a Consiliului Local, ca să vă dați seama cât de, să vă spun eu, cât de mult progres avem în această perioadă. Emisiunea nu o să placă multora, de aceea ne gândim să vorbim așa cum credem noi că este mai bine, fără să ne facem probleme prea mari. Deci, ce aș vrea eu să vă spun? Ieri s-au luat mai multe hotărâri de Consiliul Local importante pentru oameni. Nu vorbesc aici despre, cum să vă spun eu, moftul. Că este un moft care trebuia satisfăcut acum, ca la niște copii, cu desființarea parcului zoo din Piatra Neamț. Dar o să discutăm și despre asta. Eu vreau să vă atrag atenția asupra unor alte lucruri care sunt de fond, de fapt. Și unul dintre aceste lucruri ține de cum se iau hotărârile la Piatra Neamț. Vă rog frumos să vă uitați, să vedeți cum trec, și am ales la întâmplare primele 3-4 hotărâri despre importante pentru oamenii din Piatra Neamț. Haideți să urmăriți și vedeți. Numai o secundă să dăm și sunet. Împotriva, abțineri nu sunt. Nu, dăm un pic înapoi. Ia să vedem. George Enescu din Iași. Da, deci aici. Consilier care nu votează la vreun proiect? Haideți, vedeți imediat. Proiect numărul 1. Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, Poliția Municipiului Piatra Neamț și Primăria Municipiului Piatra Neamț, Poliția Locală Piatra Neamț. Comisia numărul 3. Numărul 5. Cine este pentru? Aceasta a fost dezbaterea pentru o hotărâre care ține de ordinea și paza și ordinea în municipiul Piatra Neamț.
atâta au considerat de cuviință să ne spună oamenii, pentru că se face un protocol de colaborare. El se reînnoiește, de fapt, între poliția municipiului, poliția locală și, ați auzit mai departe. Cât de mulțumiți sunteți dumneavoastră de activitatea organului de poliție locală? Nimeni n-a venit să spună aici, domne, facem acest protocol pentru că să știe și cetățeanul plătitor de taxe de ce este nevoie să facă un protocol de colaborare, care este necesar. Mergem mai departe, ați văzut? 12 secunde, 14 secunde. Hotărârea a doua. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiect numărul 2. Hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a sistemului de supraveghere video în municipiul Piatra Neamț și desemnarea poliției locale Piatra Neamț ca operator. Comisia numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri nu sunt. Deci, ați văzut? Un regulament prin care suntem urmăriți pe stradă. Toți cetățenii. El are rațiuni, da, pază, ordine, să prinzi hoții de buzunare, că pe ăștia ai mai prins pe camere, pe ceilalți nu. Dacă avem probleme tehnice, te rog să-mi spui, dacă nu se aude ceva. Asta este o problemă, trebuie să trecem pe o altă rețea. În ce cauză nu mă pricep, n-ați putut vedea imaginile și atunci degeaba vorbesc eu aici, că nu se înțelege nimic. Deci, să vedem acum dacă se înțelege. Reluăm dacă se poate, că nu e niciun fel de problemă. Vreau să vă arăt, să și vă arăt cum funcționează Consiliul acesta local. Din păcate... Consilieri care nu votează la... Haideți să vedem încă o dată. Nu, în regulă. Proiect numărul 1. Hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, Poliția Municipiului Piatra Neamț și Primăria Municipiului Piatra Neamț, Poliția Locală Piatra Neamț. Comisia numărul 3. Numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu sunt. Proiect numărul 2. Hotărâre privind aprobarea regulamentului de utilizare a sistemului de supraveghere video în municipiul Piatra Neamț și desemnarea poliției locale Piatra Neamț ca operator. Deci, două hotărâri privind paza și ordinea. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Deci două hotărâri foarte importante se votează în 40 de secunde. Nimeni, dar nimeni, nici retrograzii de la PSD sau o parte din ALDE, nici progresiștii de la USR Plus, nici liberalii care nu sunt nici retrograzi, nici progresiști, nici PMP-iștii care sunt în coada retrograzilor, nimeni n-a încercat să explice sau să ceară explicații de ce cetățenii orașului trebuie să fie urmăriți de către poliția locală. Ce garanții există? Cum funcționează sistemul dacă doar îl votăm și el nu funcționează? Sau funcționează? Cât ne costă sistemul? Dar, în definitiv, ce interesează oamenii de rând, pe oamenii de rând toate aceste lucruri? Ah, că nu întreabă. Dar de ce nu le spuneți voi? Că de-aia sunteți acolo. Să le spuneți că asta v-ați angajat în campania electorală, de care ați uitat toți. Toți. Nu vă mai interesează, v-ați rezolvat problemele pe următorii 3 ani. Ia să vedem mai departe. Încă o hotărâre și ne oprim. Proiect numărul 3. Hotărâre privind încheierea unui act adițional, contractul numărul 34-093-2006 de concesiune a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Piatra Neamț. Comisia numărul 1. Numărul 3. Numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, toți pentru, ați auzit, o altă hotărâre importantă pentru oameni.
De ce merg lucrurile așa? Pentru că nu contează cine conduce primăria. Contează că în momentul în care cineva pășește pragul biroului, el devine șeful. Te rog să comuți pe camera cealaltă. Mare. Fără mine. Deci, nu mai e nevoie să ai pe cineva din primărie în emisiune. Pentru că el, de fapt, nu transmite decât dorințele, visele șefului. Șeful de la primărie face ceea ce vrea el. Nu contează altceva. Dacă domnul Carabelea este un mare iubitor de animale, nu trebuie să mai avem o grădină zoologică. Ducem animalele în habitatul lor natural. Și unde ducem? De exemplu, căutăm în România un loc natural, un habitat natural pentru o lamă. Și acolo putem crea, ca să spunem așa, o mică America de Sud. Și acolo vom avea un loc de pelerinaj turistic, pentru că nu e așa, va fi singurul loc cu habitat natural pentru o lamă. În rest, să ne întoarcem și la problema cu grădina zoologică. Democrație. Curat democrație. Totul funcționează ca o democrație. Îmi pare rău că nu vă pot arăta imagine și nu înțeleg de ce, dar asta este. Poate odată ne lămurim noi și cu niște probleme din astea de tehnică. Vreau să vă arăt, să vă povestesc ce a fost ieri în ședința de Consiliu. Deci la un punct 24, dacă nu mă înșel, desființarea grădinii zoologice și înființarea unui parc. Că ea este parc și acum, mai are importanță, nu asta e important. Că este câteodată mizerie acolo, e adevărat. Că unele animale erau chinuite, da. Șmecheria aia cu ursul care se învârtea în cerc, nimeni n-a vrut să o explice de ce se învârtea ursul în cerc. Unde fusese ursul înainte? Nu se învârtea în cerc din cauza habitatului din Piatra Neamț. Da, trecem peste asta. Că până la urmă suntem progresiști cu toții sau vrem să fim progresiști. Problema este în felul următor. Primarul a zis, nu mai vreau grădină zoologică. Ok. Și a făcut, profesional, un sondaj pe Facebook. Și noi putem face un sondaj pe Facebook să întrebăm dacă lumea este mulțumită de activitatea primăriei în ultimele 5 luni. Și vă garantez că dacă vrem, sondajul iasă exact precum sondajul domnului Carabelea cu animalele. Dar nu asta contează. Ai făcut sondajul, dar de ce e bun sondajul tău? Pentru că este al meu. De ce? Pentru că I am a boss. În Consiliul Local de ieri au fost și niște voci retrograde, clar, retrograde, veneau de la PSD, de la PMP, deci niște retrograzi total, niciun caz progresiști, care au zis, domnule, ducem animale, dar unde le ducem, cum asigurăm, nu știu ce. N-am putea noi să vorbim cu ăia de la arhitectură pe care dumneavoastră ne aduceți să facem parteneriate de colaborare. Foarte frumos, foarte frumos. Două universități au parteneriat aici. Cei de la Mincu și cei de la George Enescu, vă dați seama. Deci cei de la Mincu ne vor crea parcul și cei de la Enescu ne vor face concerte în parc până la urmă. Bineînțeles, dacă se găsește și un ONG care să organizeze toată chestia asta. Printr-un parteneriat în care primăria susține și ea un pic din concertul ăsta. Deci, domnii aceștia au zis, vrea primarul să nu fie parc, n-o să fie parc. Și democratic lucrurile au mers înainte. Cât de democratic au mers, chiar nu mai are importanță foarte mare. Eu să încerc, măcar să auziți, câteva argumente care apăreau acolo.
Domnul Carabelea explică de ce trebuie. Imediat ce am lansat în discuție ascultați. Pe grădinii zoologice, eram acolo tocmai pentru a întreba copiii cât se bucură. Întrebam o fetiță dacă îi place în grădina zoologică din Piatra Neamț și mi-a zis că nu, iar sora ei, plângând, a venit la mine și m-a dus și mi-a arătat niște broscuțe moarte. Deci, da? Ați înțeles? Domnul primar s-a dus în parcul zoologic unde sunt animale și doi copii, unul așa, și sora a venit plângând și a arătat broscuțe moarte. Să-l credem pe cuvânt, nu? Este normal să întâmple lucrul ăsta, un primar să fie impresionat când un copil vine și arată broscuțe moarte. Acum să vă spun ceva. Pe lacul Bâtca Doamnei, sâmbătă, erau, știți, animalele alea care sunt pe lac, s-au aclimatizat la noi, nu sunt în habitatul lor natural iarna, dar s-au aclimatizat. Și care când caută hrană, stau cu fundul în sus. Erau foarte iubite în Austria de niște connaționali de-ai noștri. Ei, și erau doi copii pe marginea lacului și unul plângea de mama focului că de ce stau alea cu fundul în sus și cu capul acolo, că nu-i normal. Ce ne facem dacă era domnul primar acolo când copilul ăla plângea? Muta lebedele? Dacă un copil a văzut o broască moartă, exact când era domnul primar acolo. Este foarte bine că avem aleși cu naturelul simțitor. Este foarte bine că domnul primar ne-a spus ceva de genul, o secundă. Deci nu toate emoțiile pe care le vedem la copiii noștri sunt pozitive în legătură cu grădina zoologică și vă rog să luați în considerare și acest aspect. Prin urmare, consider că astăzi trebuie să ne asumăm cu toții un vot istoric. Acest obiectiv. Da. Vă rog frumos, ultima intervenție. Și acum ați auzit cum se tranșează o dispută de președintele de ședință. Sincer, ascultând ședința, mi s-a părut că sunt la ședința Consiliului Județean și vorbește domnul Ionel Arsene când opoziția a încercat să spună ceva. Deci, se dezbătea, că asta se face la o ședință de Consiliu Local, se dezbate un proiect ca să-l înțeleagă toți oamenii. Și președintele de ședință a zis, vă rog frumos, gata, este ultima intervenție, gata, s-a terminat. Bine, am mai acceptat după aceea o intervenție, dar spiritul democratic de a conduce ședința s-a manifestat din plin. Mergem mai departe. Să vedem dacă mai găsim un moment interesant în care ni se spune... Ascult. Imediat ajungem la pasajul respectiv. Și acum, domnul primar ne îndeamnă. Urcați pe Cozla și veți vedea căprioare în habitatul lor natural. Vă mulțumesc tuturor pentru toate intervențiile. Voi supune la vot proiect. Și aici s-a cheiat discuția dacă domnul primar a statuat că pe Cozla poți urca cu copilul de 3 ani, de 4 ani, ca să te duci, faci așa, să vezi căprioara în habitatul ei natural sau vulpea, sau lupul, sau cine știe, lama. Deci s-a trecut la vot. S-a votat 12-11, da? Foarte frumos. Democratic. O lecție de democrație totală. Pornind de la un sondaj făcut profesionist, pentru că așa a fost dorința șefului, pornind după aceea de la niște
în timpul ședinței. Mai multe organizații specializate și-au oferit ajutorul. Care organizații specializate? Și oameni profesioniști care vor... Care? De ce nu se ia în discuție și o propunere venită de la o doamnă avocat, care era foarte interesantă la un moment dat? Dacă tot vin băieții aceia de la arhitectură și fac un parc, de ce n-ar putea integra o parte din animale în acea chestie gândită? Pentru că ea încă nu este gândită. Vom face. Prima dată închidem și după aceea vom face. Eu vreau să încheiem aproape emisiunea asta, pentru că, sincer, de atâta democrație, aproape că nu-ți mai vine să stai de vorbă, cu un alt pasaj dintr-o declarație a domnului primar. Că acest vot pentru închiderea grădinii zoologice este un vot istoric, pentru că municipiul Piatra Neamț trebuie să rămână fără etichete negative. Mulțumate, domnule primar, dacă eticheta negativă a municipiului Piatra Neamț este Parcul Zoo, înseamnă că sunteți un vizionar. Dar, din păcate, sunt multe etichete negative în Piatra Neamț care ar trebui rezolvate. Dacă nu mă credeți, dimineață la ora 7 și un pic, faceți o tură prin oraș. Dacă mai bate și un pic vântul, e și mai bine. Și o să vedeți niște oameni harnici cu măturoaie care strâng gunoiul. Sau azi dimineață curățeau cu niște lopate boante trotuarele din care creștea iarbă. Pentru că nu e așa, trebuie bifată o acțiune. Dai cu măturoiul, vine vântul, îți duce gunoiul în altă parte, trece în alt sector, îl ia ăla de acolo, dar ai doi oameni care muncesc. Etichete negative, mai doriți? Plimbați-vă prin zonele aglomerate ziua, între 10 și 2, și vedeți puțin dacă într-un oraș turistic de interes național nu avem cam mulți oameni care cer. Nevoiaș, evident. Ei cer, vin aia peștii și le iau banii și merg și joacă păcănele în piață, la baruri, pe care fac scandal. Dar astea nu sunt etichete negative. Parcul Zoo, unde orice ați spune dumneavoastră, probabil că în copilărie nu ați avut prea multe drumuri în Parcul Zoo. Dar nu e nicio problemă, alții au avut și le-a plăcut. Deci probabil că astea nu se văd. Dar Parcul Zoo se vede. Nu se văd etichetele negative din buget, domnule primar, care trebuie explicate populației și să faceți bine să recuperați banii. Pentru că nu e așa, este și asta treaba primarului. Vă dau un simplu exemplu, domnule primar. În Piața Mărăței, timp de 6 luni, s-au pierdut aproape 300-400 de milioane prin neîncasarea unor taxe. N-ar fi bine să faceți dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, să puneți un consilier sau pe domnul Muscalu să calculeze câți bani s-au pierdut, să vadă din cauza cui și să-i recupereze? 300 de milioane, știți? Dăm de mâncare la un macac un an de zile și îl putem aclimatiza în curtea primăriei. Va fi un loc de interes, măcar așa lumea va veni la primărie și va zâmbi. Ne oprim aici, oameni buni. Democrația este în acțiune, mă bucur că trăim într-o perioadă progresistă a statului român, cum n-a fost nici pe vremea lui Cuza. Cuza avea o ca, noi nu avem decât o cană pe care putem să o facem cadou domnului primar și foștilor primari, o să dăm comandă și pentru ei, pentru că, v-am spus, cine este șeful, este șeful. Să trăiți, oameni buni, să trăiți bine, să trăiți frumos, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Gheorghe, Georgiana, Georgeta, etc. Cele bune, la revedere, să ne vedem sănătoși!